Bună ziua, prieteni, și bine ați venit pe canalul nostru. Eu astăzi vreau să fac cartofi gratinați sau cartofi în gratan. Pentru asta eu am curățat cam un kilogram de cartofi. O să-i dau, o să-i tai felii. Ori așa, ori dacă aveți mandolină, puteți să tăiați. Trebuie să-i tăiem așa felii. Dacă nu cu cuțitul, mă trebuie foarte subțire. Aveți grijă să nu vă tăiați, că m-am tăiat odată în asta. Așa. E o rețetă foarte simplă și foarte rapidă. Și noi o să vin cu pește, de obicei că astăzi e vineri, și cu salată verde. Așa, acum mai spălăm bine, bine. Așa. Îi punem într-o cratiță. O să curățăm și vreo 2 căței de usturoi. Deci aici nu folosim ceapă. Numai usturoi. Acum usturoi puneți cât doriți. O să-i scălăm puțin. Dăm pe răzătoarea asta mică sau ui, dați cum pres. Dar eu dacă am răzătoarea,
acum punem 250 ml de smântână dulce. Punem peste ei. Tot atâta punem și lapte. Punem puțin muscat, asta fiind la noi nucșoara. Așa. Eu puțină vegeta, dumneavoastră puteți să nu puneți, puteți numai sare. Punem și puțină sare. Piper. Punem și maghiran puțin. Amestecăm. Bine. Și punem la fier cam 20 de minute. Așa. După ce o fiert, atunci o să vă arăt ce fac. Eu între timp îmi să-mi rad cașcavalul. Asta o să-l folosim la cuptor. Acum cașcaval de care aveți. Puneți Emmental, Gouda. Eu am Gouda. Are cuptorul ca să fiarbă. Cam 200 de grame, cam așa vă trebuie de cașcaval. De-aia nici n-am pus multă sare, că și cașcavalul e sărat. Noi după ce o fier puțin, o să-i băgăm la cuptor. Așa. Eu o să-i pun în asta. Care o să o umplu cu unt puțin. Nu e margarina, să nu credeți că e margarina, e unt la cutie. Aici nu folosesc margarina. Nici familia nu. Așa, pun puțin pe smet, pe fundul gratiței.
Ca să facă ca o crustă, așa. Și lăsăm acum să fiarbă caramelul. Și revenim cu ei și noi. Ce bine miroase usturoi. Și toate condimentele. Revenim. Deci au trecut 20 de minute. S-au fiert. Acum noi golim aici. Forma care băgăm la cuptor. Deci tot cu smântână, cu tot cu lapte. Le punem aici. Și punem cașcaval. Amestecăm așa puțin cașcavalul cu ei. Așa. Și restul ce mai avem, punem deasupra. Când îi faceți, puteți să-i gustați de sare, de piper, dacă mai vă trebuie. Eu i-am gustat, la mine chiar nu mai trebuia nimica. Eu o să pun și două felii de brânză topită. Dar asta e opțional. Pentru că mie îmi place mai cremoși. Așa. Așa arată și băgăm la cuptor. Pentru, la 180 de grade, pentru 15 minute, că ei sfierți. Deci numai să primească o culoare frumoasă deasupra. Revin cu ei gata. Și așa arată cartofii mei gratinați. Acum îi lăsăm ca să se întărească puțin. Și când servim, eu o să vă arăt farfuria. Cum arată. Sunt super delicioși. Vă mulțumim! Și așa arată produsul final. Este super delicios. Noi servim cu pește pane și cu salată verde. Nu am cuvinte să vă spun cât de bun este. Vă mulțumim! O zi bună vă dorim! Bye, bye!